Veste bună din partea oficialilor din agricultură, se vor acorda noi ajutoare excepționale dedicate sectoarelor creșterii porcilor și păsărilor. Banii pe care îi vor primi potențialii beneficiari sunt pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie-31 iulie 2022, necesare activităților de creștere sau reproducție a suinelor și păsărilor. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Nord, informează potențialii beneficiari că în perioada 27 august-15 septembrie 2022 se depun cereri de ajutor excepțional pentru susținerea activităților de creștere și sau îngrășare și sau reproducția suinelor și a păsărilor. Cererile se depun la APIA Centrul Județean, acolo unde au fost depuse și cererile aferente măsurii 14. Cuantumul ajutorului excepțional se acordă beneficiarilor din sectorul suin și avicol în funcție de capacitatea de producție deținută. Ajutorul este în cuantum de 200 de euro pe UVM pentru capacitatea de producție-reproducție a porcinelor, respectiv scroafe și scrofițe montate, și 50 de euro pe UVM pentru producția suinelor la îngrășat. Cuantumul ajutorului excepțional pentru păsări este de 50 de euro pe UVM pentru reproducție păsări, respectiv rase grele și tineret, și 20 de euro pe UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, precum și pui de găină. Plata ajutoarelor excepționale se va efectua până la data de 30 septembrie.